Din vechi. Pică de aici undeva, așa, nu? Aici este. Da. Deci, pe aici undeva pică. Uh-huh. Într-un punct P. Într-un punct P. Asta e și perpendiculara dusă de la B pe, la... la B pe planul triunghiului. Când vine așa, planul acela, atunci vine așa un pic mai sus. Da? Deci, B pe P. Ei, asta este BP, care mă frământă pe tine. BP. Și ea are gândit la triunghiul acesta pe două căi. Exact. MB ori BB prin triunghiul dreptunghic. Pe doi. Cateta ori cateta pe doi. Și baza ori înălțime. Baza ori înălțime. Are două căi și aflată pe bucurie. Dar trebuie să justificați că B prin B, conform reciprocii teoremei, celor trei perpendiculare. Trei perpendiculare, că B prin B are calitatea asta. Aia e distanța. Asta e distanța. Ne oprim aici, da? Da, da, da. Deci 8 minute. Deci 8? 8, da. Am închis vorba. Să vedem repede. Da. Ce-am făcut? Prisma. Sinteza. La sinteza, vă rog. Sinteza. Prisma regulată. Are volum. Ai. Volum. Terma celor trei perpendiculare. Celor trei perpendiculare. Reciproca. Reciprocere și reciprocere. Diagonala. Ce spune? Diagonala. Pitagora și... Diagonala, prisma. Prisma, da. Formalul Heron. Heron. Corect. Lui Heron. Concreție, triunghiul și mai departe, da? Da. Ne, o privire. La revedere!